Am revenit în partea a doua a emisiunii În Contracurent, invitat profesorul Petru Tomege, editorialist Presa Locală și Națională. Bună seara din nou, domnule profesor. Bună seara. Domnule profesor, pe finalul primei părți am amintit de Brexit, am amintit de cărțile văzute de dumneavoastră în, și nu așa, volume, tip dicționar. Consistente, da. 500-600 și colorate, pagini și frumoase. Expuse într-un loc anume, într-o librărie din Londra, da? Nu, este principala librărie din Oxford. Este o librărie foarte veche, dispusă Oxford, pe mai multe etaje și foarte mare, cu cărți de toate specialitățile. Deci poți găsi acolo, de exemplu, la capitolul traduceri, să spunem, cărți traduse inclusiv din chineză, din indiană, din filipineză și așa mai departe. Deci este o librărie universal concepută. Vreau să vă spun așa, pe mine însă știam lucrul acesta, că în fiecare an când trec și trec în fiecare an prin Oxford și prin Cambridge, că îmi place sau să-mi aduc aminte cum ar fi putut să fie măcar o jumătate de an din viața mea de student. Ei, n-am avut parte de o asemenea viață de student în aceste cetăți ale adică BCU nu era bun, da? Nu pe dealul Copoului la Iași. Era bun și dealul Copoului, să spunem, dar mi se pare că acolo există sentimentul acesta al universalității. Când privești, să spunem, lista cu principalii, cu profesorii de la universitățile, cele 33 de universități din Oxford, oameni buni. Deci, haide să ne înțelegem că acolo educația este o forță de producție în Anglia, da? Deci, când citești lista aceea cu profesorii, ai să observi acolo inclusiv profesori care vin din India, care vin din China, care vin din Statele Unite, din Canada, din... Deci, fiecare om care a fost valoros și a concurat pe un post, s-a ținut cont de valoarea lui și a ajuns profesor acolo. Nu l-a împiedicat nimeni, da? Fiecare, să spunem, fellow, cum se cheamă ținuta asta de profesor, a avut 30 de studenți, a fost profesor la universitate, care, studenții aceia care s-au dus nu cu propagandă, ei știau, cunoșteau foarte bine activitatea profesorului și s-au dus să-l urmărească și s-au înscris la cursurile lui. Aceasta este condiția de a fi profesor, bineînțeles, și cartea de vizită. Dar să lăsăm lucrul acesta deoparte și să ne ducem la carte, la capitolul carte. În domeniul cărții de istorie și cărții politice este exact la parter, în această librărie despre care vorbesc, în partea stângă, și aici avem vreo 30-40 de colțuri de rafturi pline de cărți de politică, de istorie, și am dat cu ochii, așa cum am spus în prima parte a emisiunii, pe există o masă în mijloc unde sunt prezentate ultimele apariții. De aici a început buclucul, da? Că am găsit o carte despre Boris Johnson acolo, am răsfoit-o, am văzut ce conține, da? Mi-am notat toate titlurile, dacă vreți, le-am și pozat în telefon și dacă, ca să mă creadă telespectatorul și să fiu corect, pot să mă duc și să vă spun exact titlurile. Vă cred acum, da. Dacă nu. Eu zic că să mă lăsați să o fac. Doar nu o să ne coste cine știe ce lucrul acesta, da? Numai că o să trebuia să le citesc în engleză și probabil o să fie mici probleme cu acest lucru. Așa, numai iată că nu dau de ele. Cât căutați dumneavoastră fotografiile, o să spun telespectatorilor că în edițiile viitoare ale emisiunii În Contracurent vom face cu siguranță prezentarea fiecărui candidat la alegerile prezidențiale. Vom începe, așa cum e normal, da, cu cei care au majoritatea parlamentară, cu Viorica Dăncilă, cu actualul președinte în funcție, Klaus Iohannis. Vom vorbi și despre ceilalți candidați cu siguranță. Da, iată, prima, să umăresc puțin, Boris, the making of prime minister.
Deci ceea ce l-a făcut prim-ministru pe Boris Johnson. Cum a ajuns mai departe. Da, să spun și cui aparține. Aparține lui Michel Crick. Apare la, să spunem, tipografia Andrew Jimson. Mai departe. Ca să nu creadă lumea că acum m-am apucat și vorbesc. The Wit and Wisdom of Boris Johnson. Spiritul și înțelepciunea lui Boris Johnson. Harry Mount. Nu râdeți, vă rog frumos. Deci nu râdeți, vă rog frumos. E mai groasă decât la noi zău. Da, da, așa. Mai este una. Ce spuneați dumneavoastră, cultul personalității? Ho, ho, ho. Ai. Întrece. E prea puțină eticheta asta. Boris Johnson, The Churchill Factor. Oh. How one man made history. Cum un om face istorie. El este din familia lui Churchill, Boris Johnson, să spunem foarte clar. Interesant, cartea aceasta este editată de Sunday Telegraph. Deci editor serioasă, noi, tată, nu deci noi, joacă, nu editor de asta de cartier. Deci noi discutăm în are România. Are o tipăriță în garaj în spatele blocului. Televiziunea cu tare face politică. Suntem pe modele englezesc. Nu suntem pe modele englezesc. Știți de ce? Pentru că Sunday Telegraph și-a asumat cartea public. Deci a ieșit public și a spus... De data aceasta, iată, facem lucrul acesta de partea prim-ministrului, da? Deci, politica în Anglia are acest caracter diferit față de aceea România. Noi ne ascundem în România, un compromis noi ne ascundem fantastic, în România în spatele independenței editoriale. Noi toți suntem independenți în România și băgăm politică cât în cape, da? Știți? Toți. Asta este. Nu ne asumăm. Dom'le, eu înțeleg, suntem în solda partidului cu tare, spunem clar, televiziunea noastră este, servește cauza politică a partidului cu tare, ca să știe lumea despre ce este vorba, da? Unii se vor duce acolo că țin și ei cu partidul respectiv, iar alții s-or duce la alte televiziuni care țin cu alte partide. Nu așa ar trebui să fie, dar noi ne încăpățânăm și spunem, dom'le, suntem independenți, nu facem așa ceva, la noi numai adevărul pur. Deci, observați, măcar aici lucrurile sunt asumate și pe față, da? Acum, haideți să observăm un lucru. Politica în Marea Britanie, am spus într-o trecută, în ora, în prima parte a emisiunii, nu diferă cu aproape nimic de politica din România. Știți ce diferă? Diferă luxul politic în România și diferă, să spunem, partea comună a politicii în Marea Britanie. Pentru că sala aceea a Camerei Comunelor este la fel de mai bine de 100 de ani, da? Acolo nu s-a venit ca la Casa Poporului cu fotolii, nu știu de care, cu tablete, cu aoleo. Nu, domnule, acolo vin oamenii simplu, ies acolo și se duc la aceeași budă, fără o eleganță ieșită din comun. Să spunem foarte clar, până și masa aceea cu statutele parlamentarilor care au câștigat alegerile, e acolo de mai bine de 100 de ani, să știți. E roasă, lemnul acela este ros, da? Și nici nu vine cineva să schimbe lucrurile acolo. Și la ei sunt peste 400 de parlamentari, membri ai Camerei Comunilor și se îngrămădesc pe niște bănci, pentru că sunt bănci, nu fotolii, și se îngrămădesc unii în alții ca să participe la votarea unei hotărâri, a unei legi. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă, cel puțin cât am fost eu acolo? 1. În primul rând s-a hotărât, guvernul a hotărât să iasă din Uniunea Europeană fără acord. No deal. Deci fără acord, da? Ok. Ieșind fără acord, s-a întâmplat să apară proteste în Irlanda de Nord, să apară proteste în Scoția, să apară proteste în Țara Galilor. Nu numai atât, dar fiecare ședință a guvernului și a Parlamentului Britanic, a guvernului mai puțin, pentru că acolo nu este loc unde să se adune demonstranții, dar la Parlament este loc,
unde să se adune, în Westminster, acolo este Parlamentul. Deci este un loc, un părculeț, unde se adună de dimineață până seara sute mii de demonstranți, cu steagurile fâlfâind ale Uniunii Europene. Oameni buni, oamenii aceia se bat pentru o cauză. Ei vor, alături de intelectualii britanici, să o spunem foarte clar. Deci întreaga intelectualitate britanică se bate pentru această cauză. Vor ca Anglia să rămână o parte a Europei și nu vor ca Anglia să se izoleze de Europa. Acesta este, să spunem, motivul principal al încăierării politice londoneze. Au fost trădări, ca și la noi. 23, până în ziua de ieri i-am numărat, 23 de parlamentari au plecat de la Partidul Conservator și s-au îndreptat spre independență sau spre liberal-democrați și spre laburiști. Liberal-democrații și laburiștii constituie opoziția. Liderul cel mai bine situat al opoziției este Jeremy Corbyn, liderul, să spunem, Partidului Laburist, care a fost foarte mulți ani la putere în Anglia, dar care acum se zbate să câștige din ce în ce mai multe voturi. Sigur că vine și Partidul Liberal Democrat din urmă foarte puternic, pentru că sunt 2-3 parlamentari de la conservatori care i-au întărit în aceste zile, dar s-a șubrezit politica lui Boris Johnson a guvernului, care a pierdut majoritatea. Pierzând majoritatea, Camera Comunilor a votat săptămâna trecută că guvernul nu poate să iasă din Uniunea Europeană fără acord, deci interzice guvernului să facă lucrul acesta, și tot săptămâna trecută, a doua sau a treia zi după această hotărâre a Camerei Comunilor, a apărut și hotărârea Camerei Lordzilor în același domeniu, care a interzis guvernului să iasă fără Brexit. Acum, judecând lucrurile la rece și situația din Downing Street 10, reședința guvernului acolo este undeva în centrul Londrei, și situația din Palatul Westminster al Parlamentului, observăm că chestia asta cu ieșitul din Uniunea Europeană este o problemă națională de o importanță extraordinară și este tratată cu patimă. Deci, mi-a plăcut lucrul acesta. Și englezii sunt la fel ca noi, tratează cu patimă, atâta doar că ei sunt mai meticuloși și mai organizați și mai atenți la detalii. Calmul, deci, nu neapărat calmul, că dacă, ne-am fi uitat la discursurile în Parlament, nu mai era nici urmă de calm. N-am întâlnit însă zoopolitica. Deci, n-am întâlnit bou cu țâțe, n-am întâlnit oaie cu copite, n-am întâlnit scroafă, n-am întâlnit porc, n-am întâlnit mistreț în discursul politic. Deci, haideți să ne înțelegem. Discursul totuși păstrează o marjă civilizată. Au țipat unii la alții, da? Boris Johnson a țipat la parlamentari. Parlamentarii au țipat la Johnson, speakerul Camerei Comunilor. Și el a mai venit cu țipetele lui, dar și-a anunțat demisia. În concluzie, după două săptămâni cât ați stat? O lună. M-am uitat toată ziua și am citit toată ziua presa lor referitoare la conflictul acesta între guvern și văzut, opoziție. Auzit de dumneavoastră și simțit de dumneavoastră pe propria piele acolo. Deci, Brexitul va fi la termen. Problema e că va fi cu sau fără acord. S-ar putea guvernul să-și asume o ieșire fără acord împotriva Parlamentului, dar asta înseamnă sinuciderea politică a conservatorilor. Băieți de ăștia simpli, dar muncitori și civilizați, să știți. Numai o frază. Care lucrează prin Anglia de aproape 10 ani de zile. Tinerii au plecat ei acolo la muncă, pentru că aici i-au dat nevoile afară din țară. Și spuneam, domnule, mai stăm cât se mai poate pe Londra, lucrează în construcții, clar, da? Nu-i va da nimeni afară. Și vedem, ne întoarcem în țară sau ne căutăm un loc mai călduț în altă parte?
nu-i va da nimeni afară, în Anglia se construiește, în România se construiește puțin, deși observați că sunt macarale și blocuri și așa mai departe, acolo se construiește foarte mult, să știți. Se lucrează la autostrăzi, se lucrează la căi ferate, la modernizarea lor. Oameni buni, este tot timpul o activitate nouă. De ce spun nouă? Pentru că nimeni nu se apucă de reparat autostrăzi și șosele la ei, că astea nu se mai strică. Dom'le, le-au făcut odată și stau ca proastele acolo, da? Deci nu se mai strică, nu știu cum naiba le fac, că nu sunt găuri în asfalt. Modelul autostrada Soarelui, care a fost inaugurată cu 5 ani și intră în reparație capitală 2 ani de anul ăsta. Trenul merge cu 180-220 de kilometri la oră, oameni buni. Deci am ajunge în 2 ore și câteva minute la București, nu? Ori noi până la București facem 10 ore. Deci haideți să vedem că țara aceea este una organizată. Oamenii își păstrează locurile de muncă, sunt pensionari, sunt așa, așa mai departe, se păstrează însă statutul acesta de om activ. Deci am văzut femei de peste 100 de ani conducând bolizi către sperii. Ies cu cârjele din mașină, din Ferrari, da, ies cu cârjele ca să intre la coafor sau să intre la magazin să vadă ultima modă, da? Nu stau deloc. Sau dacă nu, dacă sunt mai săraci, le dă, cred că, sănătatea la ei, Ministerul Sănătății, le dă niște mobile electrice foarte mici cu care umblă prin oraș, unde se duc, la piață, la cultură, la teatru și așa mai departe. Și încă o observație, vreau să înțelegeți, sălile de teatru și de spectacole sunt mereu pline. Nu găsești să tragi cu tunul un bilet cu 24 de ore înainte, da? Deci, ziarele sunt pe tarabe, de sute de metri de tarabe pline cu ziare și se și cumpără, iar cetățenii cumpără ziarul, se așează alături pe iarbă și citesc. Scene pe care nu le-am mai văzut în România de foarte mulți ani. Vă rog să mă iertați. Spuneați ceva de Ministerul Sănătății și de cum este protejată populația în Marea Britanie. Avem și noi un comunicat de la Ministerul Sănătății. Va finanța și cu fonduri interne și cu fonduri guvernamentale și cu fonduri europene Agenția Națională pentru Transplant. Asta probabil și în urma recentului scandal cu decesul regizorului Alexandru Dare. Da, dar problema e că e aici e manipulare. Alexandru Dare nu a fost înscris pe nicio listă de transplant. Deci, haide să nu... Am văzut și eu știrea acolo și am reținut-o pentru că mă pasionează chestia asta. Da. Substratul acesta al manipulării. Cum apare manipularea? De ce avem atâta manipulare în România? Atâta minciună, da? Sunt persoane înscrise pe listele astea speciale ale Ministerului Sănătății prin Agenția Națională pentru Transplant, sunt persoane care așteaptă de ani. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, da. Dar omul acesta nu, omul era pe listă. Mă rog. Nu era pe listă. Un alt comunicat l-am primit astăzi la Ministerul de Externe. Parlamentul European a anunțat programul audierilor comisarilor desemnați să facă parte din viitoarea Comisie Europeană. Parlamentul European a anunțat joi, adică ieri, programul audierilor comisarilor desemnați să facă parte din viitoarea Comisie Europeană. O comisie condusă de Ursula von der Leyen. Audierile vor începe pe 30 septembrie și vor dura până pe data de 8 octombrie. Comisarul desemnat din partea României, Rovana Plum, propusă pentru portofoliul transporturi, va fi audiată miercuri 2 octombrie de către comisiile responsabile transport și turism, respectiv mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. După audieri, comisiile pregătesc scrisori de evaluare pentru fiecare candidat. Plenul Parlamentului va supune apoi votului componența întregii comisii, cel mai probabil pe data de 23 octombrie, se arată în comunicat. Deocamdată i s-a cerut doamnei Rovana Plum de către onorata comisie să facă dovada și să motiveze averea. Pentru că există neconcordanțe între ceea ce a declarat domnia sa și situația reală. Știți ce? Pe mine știți ce? O istorie frumoasă la Rovana Plum, da? Știți de ce îmi vine mie a râde? Dom'lea, oamenii aceștia... Rate de la bancă de 7.000 de euro la venituri de 2.000 de euro. Oamenii aceștia se duc acolo la Bruxelles și la Strasbourg ca și cum aia niște proști, dom'lea. Asta mă, că... De unde o să știi chestia asta? Altă. Dar vreau să vă spun un lucru. Acolo situația este foarte bine organizată și există comisii care se ocupă cu așa ceva.
nu numai comisii care să caute, să spunem, să descopere asemenea matrapazlâcuri în declarații, în declarații publice, dar există și comisii care caută oameni foarte capabili. Se cheamă headhunter, vânătorii de capete, da? Deci comisia aceea caută în toate țările inși foarte capabili pe care să-i aducă acolo să lucreze, da? Și să beneficieze Uniunea Europeană de oameni foarte capabili. Și acesta este, să spunem, misterul că, iată, în ceea ce privește organizarea Uniunii Europene, în afara caracterului stufos al organigramei, să zic așa, avem totuși niște oameni profesioniști care își cunosc foarte bine treaba. Poate ar trebui ca politicienii noștri să învețe câte ceva acolo și să nu se mai facă de rușine. Dar asta e, până la urmă, poate, situația. Poate ar mai trebui, da. Mai aveam un comunicat. Astăzi a avut loc o reuniune oficială, un summit român-polon. Poate luăm ceva de la modelul. A fost miercuri summitul acesta. E pe site-ul guvernului. Da, e problema guvernului, dar miercuri a fost întrunirea respectivelor comisii poloneză și română și a participat și prim-ministrul lor, stați că i-am uitat numele, Mazowiecki, parcă se numește. Dacă nu vreau să greșesc și vă rog să mă iertați numai puțin până îl găsesc aici, că l-am notat. Deci își actualizează undeva site-ul gov.ro mai greu. Nu, e Mateusz Morawiecki, este partenerul prim-ministrului Viorica Dăncilă și au participat împreună la respectiva comisie. În fond, cu ce se ocupă comisia aceea? Este o comisie economică în care investitorii, capitaliștii, posesorii de capital polonez au venit și au luat legătura cu oamenii de afaceri din România. Da, știți că am vorbit noi multă vreme de modelul Polonia. Da, la economic mă refer. Noi am vorbit de modelul Polonia, dar modelul haideți politic. Să observăm că România totuși, după cifre, dacă ne Tigru, luăm, stă ceva mai bine Tigruțu decât Polonia la creștere economică. O apreciază și prim-ministrul polonez. Avem cu cine discuta în România, iată, avem creștere economică. Suntem la politica externă. Da. Săptămâna trecută în Polonia, Ministerul Justiției și Guvernul au, la propunerea Ministerului Justiției, au eliminat atât la magistrați, la procurori, tot ce înseamnă personal pensii de justiție, speciale, nu? Pensiile speciale, imunitatea. A, imunitatea, ok, dar nu sunt singura țară care au pensiile speciale, cine? Pensiile speciale urmează Grecia. O analiză la noi în România și o serie de partide au anunțat deja că dacă așa vor renunța la pensiile speciale dacă vor câștiga alegerile. Vă mulțumesc mult! Aici cu pensiile speciale discuția e mai lungă. E mai lungă și nu mai avem timp, din păcate, în emisiunea de astăzi. Toate cele bune, domnule profesor, o săptămână ușoară. Săptămâna viitoare ușoară. Sunt Relu Gavrilor Sache, numai bine.